Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Bacalaureatul a fost un prag de netrecut pentru peste 52% din absolvenții din Alba. Se pare că rezultatele slabe de anul trecut nu i-a speriat prea tare pe absolvenți. Stăm totuși puțin mai bine decât în anul precedent. Cu aproape 9% mai mulți elevi au reușit să treacă examenul de maturitate în acest an față de 2011. Site-ul oficial edu.ro, unde sunt postate online rezultatele, a picat chiar duminică dimineața. Așadar, avizierele au rămas singura modalitate de a afla notele. Mihule, de sarăbeu. 7,25 la română. 5,00 la matematică. Și 6,35 la 6,80 la biologie și ești admis cu 6,35. Și acest an se pare că este unul dezastros din punct de vedere al rezultatelor. Nici măcar jumătate nu au trecut bacul în Alba. Cifrele statistice arată că promovabilitatea în județul Alba este de 47,44%, mai mare decât după sesiunea de vară de anul trecut. La vizierul de la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan, majoritatea celor prezenți erau fericiți. Aveau și de ce, note mari și doar câțiva picați. Și la 10 la română și la istorie? Și la 60 la... Pe partea rău. Și am uitat 9-6. Sunt foarte mulțumită. Ne poți spune ce note ai obținut? Da, am obținut la matematică și la informatică 10 și... Nu, la română și la informatică 10, scuzați, am emoții, și la matematică 9-90. Ce vei face în continuare? Vreau să plec în străinătate la studii în Anglia. Sunt foarte mulțumită. Nu mă așteptam. Ne poți spune ce note ai obținut? 9,83 pe total. Să înțeleg că ai avut probleme la o singură probă. La română am la 9,50, se putea mai bine. Nu mă așteptam chiar la Mihai Eminescu și m-am pregătit mai mult din proză. Ce vei face în continuare? Probabil medicină, dacă intru, dacă nu, drept. La Colegiul Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia, jale. Pe liste, majoritatea sunt respinși. Dintr-o clasă întreagă cu 27 de elevi, au trecut 6. Mulți la limită, cu puțin peste nota 6. Noi le-o să depun ce de asta. Altă nu. Emilia l-a trecut. Da, 6, 5, 6, de genul. Dar în clasă trecut 6. Da, în clasă 6 trecut. Și limită. Vai, la limită. Foarte slabe. Ai picat sau ai luat? Am luat. Peste limită cu puțin, 6,03. La ce a fost cel mai greu? Pot spune că la matematică. Foarte rele, ce pot să spun. Ce ai făcut? Ai trecut? Nu, l-am picat. Colegii tăi cum sunt? La fel toți, am picat. Care e totuși problema? La ce a fost cel mai greu? Matematică. Cel mai greu. Restul a fost ok, dar la matematică. Să pui contestații? Da, o să încerc să depun. Nu sunt foarte ridicate la nivelul meu de cunoaștere, dar am promovat. Este cel mai important. Promovat și mă bucur, exact, asta este cel mai important și aș vrea ca și pentru restul colegilor mei să fie la fel. Cum au fost notele? Pe clasă, așa. Bunișoare. Bunișoare au fost și cazuri mai puțin plăcute. Contestațiile la probele scrise ale examenului de bacalaureat 2012 s-au depus la centrul de examen astăzi între orele 8 și 12. În perioada 10-12 iulie va avea loc soluționarea contestațiilor, iar pe 13 iulie vor fi afișate rezultatele finale. Bacul la extreme sunt unități de învățământ la care procentele de promovabilitate au depășit 90%. La polul opus sunt și școli la care cifrele sunt dezastruoase. La grupul școlar Agromontan din Albac, pentru al doilea an consecutiv, niciun elev nu a trecut. În total, 11 licee și colegii naționale din Alba au înregistrat procente de promovabilitate de peste 75%.
Unitatea școlară cu promovabilitate 100% este liceul privat Sfântul Iosif, unde toți cei 9 absolvenți au trecut. Pe locul 2, într-un top al promovabilității, se situează Colegiul Militar Mihai Viteazul, cu un procent de aproape 99%. Din cei 89 de elevi prezenți, doar unul singur a ratat examenul. Pe locul 3 este Colegiul Național Horia Croșca și Crișan din Alba Iulia, unde au promovat bacalaureatul peste 95% din elevi, doar 9 absolvenți au fost respinși. Un singur absolvent de liceu din Alba de la Colegiul Național Inocentie Micu Klein din Blaj a reușit să obțină nota 10 la toate materiile la care a susținut bacalaureatul. Este vorba de Ina Todoran, interpreta de muzică populară care face parte din grupul Muguri de Tezaur. Cum a fost examenul pentru tine? Sincer, pentru mine examenul de bacalaureat a fost relativ ușor raportat la probe, fiindcă mă așteptam la un grad de dificultate mai mare. Bineînțeles, etapa de pregătire nu a fost una simplă, a fost un efort susținut, însă nu a fost un efort depus acum o perioadă scurtă. A fost o muncă de 4 ani de liceu și de aceea nici nu eram foarte speriată de acest examen, având în vedere că este unul totuși de nivel mediu. Nu este o olimpiadă. Sincer, nu mă așteptam să iau chiar 10 pe linie, fiindcă, mai ales la limba română, corectatul este destul de relativ. Și mă așteptam să fiu depunctată puțin, nu? La polul opus, Jale Mare, într-un liceu din Munții Apuseni. Pentru al doilea an consecutiv la grupul școlar Agromontan din Albac, niciunul din cei 23 de candidați nu a obținut media 6 la probele scrise. La grupul școlar Timotei Cipariu din Blaj și grupul școlar din Ciumbrud, câte un singur candidat a promovat. Rezultate slabe sunt și la Colegiul de Afaceri din Alba Iulia, unde doar 3,5% au trecut, Colegiul Tehnic Dorin Pavel din Alba Iulia cu 5,5% și grupul școlar forestier din orașul Câmpeni, unde 8% din elevi au reușit să obțină diploma de bacalaureat. Ministrul Educației Caterina Andronescu a declarat într-un interviu că așteaptă ca după contestații să ajungem ca procent de promovare în jurul cifrei de anul trecut, respectiv 44%. De asemenea, demnitarul a susținut faptul că nu exclude desființarea liceelor care au avut promovabilitate zero. Potrivit datelor publicate pe edu.ro, după afișarea online a rezultatelor la BAC 2012, rata oficială de promovare este de 43% la nivelul întregii țări. Ministrul Educației a declarat ieri că se vor organiza cursuri speciale de pregătire pentru elevii care nu au promovat bacalaureatul în 2012. De asemenea, Ecaterina Andronescu a mai spus că nu exclude măsuri care pot merge chiar și până la desființarea unor licee în care niciun elev nu a reușit să promoveze examenul de bacalaureat. Aceasta a afirmat că nu exclud o astfel de măsură drastică, dar nici nu vreau să trag concluzii pripite înainte de a face o analiză serioasă pe 3 paliere, la nivel național, județean și la nivelul școlilor. Consiliul Național al Elevilor își exprimă îngrijorarea cu privire la calitatea actului educațional. Potrivit elevilor, rezultatele dezastruoase de la examenul de bacalaureat dovedesc încă o dată necesitatea introducerii subiectelor de tip diferențiat. Bacalaureatul diferențiat ar asigura șanse egale elevilor în ceea ce privește evaluarea în funcție de programa și curriculumul profilului pe care îl urmează. Rezultatele evaluării examenului de bacalaureat de anul acesta confirmă nevoia introducerii subiectelor de tip diferențiat în funcție de profil și filieră, inclusiv la limba și literatura română. Bacalaureatul diferențiat este, din punctul nostru de vedere, cea mai bună soluție. Este normal ca într-un stat civilizat să elevii să se descurce și să poată să aibă o orientare profesională corectă și asta depinde doar și de sprijinul pe care ministerul îl oferă în profilele la care ei învață. Deci bacalaureatul diferențiat poate fi soluția unui examen de succes pentru anii viitor. Consiliul Național al Elevilor dorește să tragă un semnal de alarmă în rândul cadrelor didactice în vederea pregătirii examenului final, astfel încât toți elevii care sunt admiși pentru a susține examenul de bacalaureat să îl promoveze cu o medie care să reflecte valoarea cunoștințelor acumulate pe parcursul anilor de liceu. Este foarte important ca aceștia să lucreze împreună pentru a schimba rezultatele în sesiunile viitoare și în anii următori ale examenului. Educația nu trebuie privită doar către școală. Educația înseamnă viață și elevul, atunci când învață, trebuie să se gândească că, în primul rând, se pregătește pentru viață, nu pentru un examen sau pentru un profesor. Desigur, nu putem vorbi neapărat de vina cuiva aici. Probabil este vina sistemului, probabil este vina elevilor, probabil este vina profesorilor. Trebuie să ne gândim mereu la soluții și cum putem să le îndreptăm.
Consiliul Național al Elevilor încurajează învățarea autentică, reală, certificată printr un examen național de bacalaureat serios, exigent, desfășurat în condiții corecte și adaptate la cerințele actuale ale societății. Două străzi din Oarda de Sus lăsate astăzi fără electricitate, cablu și internet. Un autotractor ce transporta pe platformă un excavator a agățat pur și simplu cablurile și a trântit la pământ doi stâlpi. Șoferul s-a ales cu dosar penal. Se pare că șoferul autotractorului nu și-a dat seama că nu o să încapă cu încărcătura pe sub cablu și le-a agățat din mers, punându-le la pământ. Și-a continuat însă drumul pentru a duce la destinație excavatorul și abia apoi s-a întors la locul faptei. Din primele cercetări rezultă faptul că șoferul unui autocamion a acroșat cu încărcătura care se afla pe platforma acestuia firele de electricitate, de televiziune și internet din dreptul imobilelor cu numărul 65, respectiv 67, de pe strada Victoriei din localitatea Oarda de Sus. Totodată, doi stâlpi de electricitate au fost rupți, fiind puși la pământ. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă. Din spusele localnicilor, cablurile ar fi fost destul de aproape de șosea, iar oamenii se temeau de un astfel de accident. Smac, am auzit acasă că nu căzut jos și o inșcată de hidere. Și dincolo s-a rupt unul. Ați ieșit în stradă? Am ieșit în drum, păi am văzut că s-a adunat oameni. Altceva n-am văzut. Când s-a întâmplat? La 10. A fost în grădină și de acolo am auzit o pocnitură așa, când au căzut, cred că firele și ceva flamă. A făcut o flamă așa mare și când am coborât jos, era stâlpul rupt și o mașină mare aici, un Iveco ăla roșu, cu un, nu știu ce era, un buldozer sau ceva așa mare pe el și ăla a agățat firele peste drum. Firele cred că au fost cam mai jos și le-au agățat și le-au rupt tras stâlpul. Mai aveți curent, cablu, telefon? Nu avem nimic, toate lezele s-au dezghețat, nu mai este nimic, nici telefon, nici cablu, nici curent. Circulația a fost închisă atât pe strada Victoriei, cât și pe strada Haiducilor din Oarta de Sus, iar remedierea defecțiunilor ar putea dura toată ziua. La fața locului s-au deplasat atât echipaje ale poliției, cât și ale furnizorului de cablu și energie electrică. O întreagă familie din Șard e în pericol de a rămâne pe drumuri. În urma unor datorii imense la bancă, executorul bancar și executorul judecătoresc au încercat vineri seara să pună sigiliu pe casă. Proprietara susține însă că totul s-a făcut abuziv, iar creditul de peste 2 milioane de lei a fost contractat cu semnături false. Familia Lâncănjean din Șard se află în procese cu banca de peste 5 ani. Familia a contractat un credit pe firma pe care atunci o deținea. Proprietara susține că a girat atunci cu jumătate din casă compusă din două corpuri și că nu a beneficiat de niciun ban din creditul contractat. Am făcut o cerere de recuzare la executorul judecătoresc. Până la finalizarea cererii de executare a executorului judecătoresc, deci nu aveau voie ca să vină să ne evacueze din imobil. Ba mai mult de atât, îs două corpuri de clădire, C1, C2, în excesul de carte funciară a trecut un singur corp de clădire, un singur corp, deci ei ar putea ca să vină să le evacueze. Nu și al doilea corp de clădire. Ei acum, în mod abuziv, vin să ne evacueze ambele corpuri de clădire. C1, C2, că zice că ambele îs la ei. Conform actelor, după cum se văd actele, extrase, carte funciară, contract de credit, contract de garanție, nu au dreptate în așa ceva. Ba mai mult, instanța dă astăzi o hotărâre prin care spune la punctul 1 din extrasul CF729 care a fost prezentat la bancă în vederea înscrierii ipotecii are înscris doar un singur corp de clădire, C1, iar executorul judecătoresc continuă în mod abuziv să execute și cel de-al doilea corp, C2. Femeia susține că are documente care atestă înșelăciunea și abuzul băncii. Locuința ar fi fost scoasă la licitație fără înștiințarea familiei și cumpărată tot de banca respectivă. Avem credite făcute de angajații băncii în valoare de 24 de miliarde de lei sunt creditele făcute de angajații băncii. Deci, după cum se pot vedea din expertizele contabile, credite făcute în fals sunt în valoare de 23 de miliarde. Uitați, 23 de miliarde, 2.397.200 RON plus valoarea comisionelor. Sunt credite făcute, sunt 86 de contracte de credit semnate în fals stabilit prin expertiză grofologică.
familia Lâncănjan are 4 procese pe rolul instanțelor din Alba Iulia, printre care 2 plângeri penale împotriva băncii și a executorului judecătoresc. Cei doi au refuzat să ne dea detalii sau să ne prezinte vreun ordin de executare silită. Dacă miercuri din instanță a văzut că pe ăla și-am convenit să păstrăm bunurile înăuntru, să nu facem evacuarea lui, dacă miercuri câștigați în instanță, asta am și discutat cu domnul executor, noi ne retragem din acel mobil fără probleme. Dar noi trebuie să avem sentințe judecătorești. Păi da, da, deci pe calea amiabilă, cum ziceți dumneavoastră că acela asta pe calea se întâmplă, amiabilă, calea amiabilă, da? Ați propus calea amiabilă facem, deci pe ce calea amiabilă faceți din momentul din afară. Deci spuneți-mi mobilul acesta l-ați recunoscut, pe acela nu-l recunoașteți. Am convenit că mai acordăm un termen pentru acela. Dar trebuie astăzi să știu că am închis aici, că bunurile sunt... E închis oricum, nu închideți. E închis oricum, nu închideți, că oricum, deci îl sigilați doar ăsta. Ăsta îl evacuăm, îl sigilați, e problema dumneavoastră, se face. Familia așteaptă acum decizia instanței care se va pronunța în acest dosar miercuri. Oaspet al județului nostru, la sfârșitul săptămânii trecute, ambasadorul Ungariei la București, Fuzeș Oscar, s-a simțit ca acasă la Iud și Ciumbrud, cu prilejul zilelor culturii româno-maghiare. Cu această ocazie a declarat în exclusivitate pentru Alba TV că autonomia județelor Covasna, Harghita și Mureș ar însemna un pas în plus pentru democrația din țara noastră. Autonomia celor trei județe reprezintă, în opinia ambasadorului maghiar, un compromis benefic și României și minorității maghiare. Am spus o mie de ori că autonomia, diferite forme ale autonomiei, pentru că nu vorbim numai o autonomie teritorială, diferite forme a autonomiei fac un compromis logic și sănătos între drepturile și suveranitatea a României și drepturile a autoguvernare maghiarilor. Nu are nicio problemă cu autonomie. Știu că dumneavoastră din partea românească are niște sensibilități, dar cred că autonomia voi fi făcut pentru că este o soluție de compromis și o soluție sănătoși care va fi întreaga România mai mult liniștită, mai mult democratică. Deci autonomia este un lucru care va avansează și pentru românilor. Ardealul este comoara tuturor celor care trăiesc în această regiune, indiferent de etnie, a adăugat Fuzeș și Oscar. Ardealul este o comoară comună pentru românii și pentru românii și maghiari și sași și țigani și alte comunități. Eu nu fac problema cu asta. Eu cred că Ardealul este nu numai o comoară comună istorică, ci o comoară comună din punct de vedere prezent, trecutul, nu numai trecutului, ci a viitorului. În final, ambasadorul a adresat un simpatic mesaj locuitorilor județului Alba. Singurul lucru pe care aș vrea să subliniez, dragi prieteni din județul Alba, noi ungurii mereu, întotdeauna suntem cu voi. Festivalul Rozelor a fost evenimentul care a dat culoare și frumusețe zilelor culturii româno-maghiare desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute în municipiul Aiud. Ca întotdeauna, Ciumbrudul a fost gazda evenimentului, încheiat cu focuri de artificii și un bal al rozelor. La Aiud, ziua de sâmbătă, a fost a trandafirilor. Parada rozelor a pornit pe străzile Aiudului spre Ciumbrud, anunțând cu mare tamtam festivalul Reginei Florilor. Fanfara a dat ton la muzică și voie bună, iar frumoase majorete și tineri în costume tradiționale din cele două culturi au încântat privirea și au transmis mesajul de prietenie și bună conviețuire româno-maghiară. Deschiderea oficială a festivalului a fost făcută firesc de oficialități. Bine ne-am reîntâlnit la Ciumbrud, la cea de-a 11-a ediție a Zilelor Rozelor. După cum știți, dacă suntem la 11-a ediție a Zilelor Rozelor, suntem și la prima ediție a Zilelor Culturale Româno-Maghiare la Aiud. Mă bucur și sunt deosebit de onorată de a mă afla astăzi aici, împreună cu dumneavoastră, la această manifestare deosebit de importantă pentru toți iubitorii florilor. În bogatul program al manifestării au fost incluse, pe lângă un program artistic variat, prezentarea cultivatorilor de trandafiri, concertul orchestrei Teatrului Național de Operetă Ion Dacian din București și recitalurile mezzo-sopranei Hortensia Forai Romanițan, solistei Dance Anna Mori și tenorului Dorian Pal.
Primarul municipiului Alba Iulia Mircea Hava va participa în Anglia pe parcursul a 5 zile la reuniunea de lucru a partenerilor de proiect Cycle Logistics. Din echipa proiectului respectiv fac parte alături de primăria Alba Iulia municipalități din Austria, Belgia, Marea Britanie, Italia, Bulgaria, Danemarca, Franța și Olanda. Cambridge este orașul britanic care va găzdui reuniunea Cycle Logistics în perioada 10-15 iulie. Proiectul are ca obiectiv crearea condițiilor favorabile implementării transportului de mărfuri ușoare cu ajutorul bicicletelor. Se iau în vedere zonele din interiorul orașelor predispuse la poluare și aglomerație. Primăria, Consiliul Local, orașul nu cheltuiește niciun cent. Alte intervenții? Însă, având în vedere că programul, deci vreau să vă explic toate lucrurile ca să nu mai avem discuții. Având în vedere că tot programul este alt consiliu local al primăriei, este nevoie de aprobare. Cu toate că sunt bani din exterior și noi aici nu punem nici măcar 50 de bani. Folosirea bicicletei în scopuri profesionale și pentru a transporta materiale sau unelte reprezintă unul dintre punctele de pe ordinea de zi a consfătuirii. În context, la întâlnirea la Cambridge, fiecare municipalitate își va analiza serviciile proprii astfel încât unele transporturi motorizate să poată fi schimbate de transportul cu bicicleta. Parlamentul a ales vineri să-l suspende pe Traian Băsescu din funcția de președinte al României. Demersul Uniunii Social-Liberale avea nevoie de cel puțin 218 voturi, dar suspendarea s-a făcut cu 256 de voturi. Pe 29 iulie, electoratul va decide dacă Traian Băsescu va rămâne sau va pleca definitiv de la Cotroceni. Votul la referendumul de demitere a președintelui Traian Băsescu va începe pe 29 iulie la ora 8, urnele urmând să se închidă la ora 20. Buletinul de vot va conține întrebarea: sunteți de acord cu demiterea președintelui României Traian Băsescu? Întrebare la care se va răspunde prin ștampilarea celor două variante, da sau nu. Campania electorală a început deja, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii de organizare a referendumului și va dura până pe 28 iulie. De departe, locul preferat de promenadă al albaiulienilor este cetatea Alba Carolina. Dovada, sâmbătă seara, piața și porțile cetății au fost luate cu asalt de oamenii dorniși să se relaxeze, vizitând una dintre cele mai frumoase zone ale orașului nostru. De cum s-a lăsat seara, albaiulienii au ieșit cu sutele din locuințe și s-au îndreptat spre cetate. Au dat buzna pur și simplu cu mic, cu mare, în piața cetății. Zona favorită, strada Mihai Viteazul, între porțile a treia și a patra ale cetății. Sute de albaiulieni au ales să scape de căldura infernală din locuințe și să iasă la o bine meritată plimbare prin cetate, zona preferată, traseul porților și piața cetății. De ce? Deoarece aici găsesc o atmosferă primitoare într-un frumos oraș european. Familii întregi, cupluri de îndrăgostiți, părinți cu copii mici și bunici peste care anii și-au lăsat amprenta. Toți au găsit o oază de liniște și relaxare în cetate. Ați ales să vă plimbați într-o zonă frumoasă din orașul nostru. De ce tocmai aici? Pentru că ne place și frumos. Cum vă simțiți aici? Foarte bine. Ce părere aveți de zonă? Dar din zonă suntem, de aici suntem și foarte bune. E o zonă frumoasă. Ne place. Cum vă simțiți aici? Bine, foarte bine. Atmosfera? Plăcută. E liniște, curățenie, e frumos, e nou, ne place. Cum vă simțiți aici? Bine, numai că e foarte cald. Ați ieșit totuși pe răcoare. Da, acum seara, că nu ne permite. În rest e frumos. Ne place. Plăcută. Pentru că ne place cetatea. Cum vă simțiți aici? Bine ne simțim. Ce părere aveți de cetate acum? E frumos. Ce pot să spun? E bine. Astfel, atmosfera întregită de muzica ambientală de pe terasa Carolina Cafe, dar și susurul fântânii arteziene din piața cetății le-au insuflat albaiulienilor dorința de a rămâne la plimbare în zonă până târziu în noapte. Ce răcorește mai bine decât o baie bună? Marea este departe și piscina costă. Și cum Mureșul este aproape, mulți albaiulieni au profitat și s-au scăldat weekendul trecut, fără să țină seama de riscurile la care se expun. Căldura insuportabilă ne trimite cu gândul la o baie pentru a mai domoli arșița. Vara, un scăldat bun nu trebuie ratat. Acesta este și motivul pentru care piscinele și strandurile sunt arhipline. La concurență cu acestea, râul Mureș. Duminică, la orele amiezii, albaiulienii cu mic cu mare au ieșit pe malul Mureșului să se bucure de vremea excelentă și de apa numai bună.
Cu colac, cu barca sau cu mingea, Alba Iulienii s-au distrat în apa Mureșului chiar la ieșire din Alba Iulia. Au venit cu toate cele necesare, iar unii și-au luat și patrupedul. Cum e apa? Bună, bună. Mai bine aici la Mureș decât la piscină? Mai bine. E rece, e adâncă? Foarte bună, așa, potrivită. Veniți de multe ori aici? Da, nu, că noi suntem de la Oradea. Și cu tirul am parcat acolo și apoi ne mai oprim pe aici. Vă răcoriți? Tot timpul când trecem pe aici. Și e cald. E mai bine la Mureș decât la piscină? Nu, e mai bine la piscină, dar am ieșit azi un pic cu barca, nu neapărat să facem baie, să ne primăm cu barca. Și am avut un accident, ne-a răsturnat și dacă tot ne-a răsturnat, ne aruncăm și un pic la baie. E rece apa, cum e? E foarte bună, chiar foarte caldă. Nu-i periculos Mureșul? Sperăm că nu. E foarte murdar, dar... Bună ziua, numai o secundă. Cum e apa? Apa e foarte bună. De ce veniți aici la Mureș? Mă scolește amintiri plăcute. Da? Din tinerețe? Din tinerețe. Și nu este periculos Mureșul? Nu. Dacă ești cât de cât un pic de ordonat și știi un pic să te înotu, nu e periculos. Numai dacă te hazardezi. Am înțeles. Și spuneți-ne, e mai bine aici decât la piscină sau, eu știu, la mare? Păi, e bine și la mare, dar acum e funcție și de veniturile fiecare. Da, da. Și trebuie să profităm că e Mureșul aproape. E Mureșul aproape, e timpul frumos. Înoți? Da. E rece? Nu, e caldă. Și nu ți-e frică? Nu e adâncă? Nu. Ok, ia să te vedem. Cum înoți? Nimic nu i-a ținut deoparte de scaldă, nici măcar faptul că există multe boli asociate îmbăierilor în ape neamenajate. Albaiulienii nu s-au lăsat speriați nici de vârtejuri și nici de faptul că nu se cunoaște adâncimea locului de scaldă. Lume multă, praf, căldură și toate acareturile posibile sunt ingredientele unui talcioc de duminică. La târg, ca la târg, găsești tot ce trece prin minte, de la haine și electronice, cărți și obiecte decorative până la mobilier și mașini. Duminica, strada care duce la târg este plină de mașini, mulți albaiulieni merg să cerceteze piața de vechituri. Unii comercianți își expun marfa direct pe pământ, în praf, iar de cele mai multe ori nici nu se obosesc să le mai aranjeze pentru a putea fi văzute de cumpărători. Ce ați adus aici la târg? Păpuci, ceasuri vechi, de toate vechituri. Ce aveți mai special, mai deosebit? Special, binocluri, ce s-a mutat-o, bicicletă de spălat mașini, tablouri, din astea vechituri, din astea. De unde vă aprovizionați? Din Franța. Ok, și prețurile cum sunt? Mici, pentru toată lumea, să trăiască tăți fiecare. Negociabilă? Negociabil, normal, n-am fix nimica. Și uitați ce le oferă la oameni. Nu sunt mese, oamenii pe jos, este așa și n-au condiții sărace. Puțini cumpărători merg la târg pentru ceva anume. Majoritatea doar sondează piața, căutând în general chiripiluri. Prețurile sunt mici, e adevărat. Găsești de toate și... Cum este târgul astăzi? Slab. Mai slab decât altă dată? Mai. Nu se merită ca să îți pierzi duminica aici. Cum e oferta? Așa. Prețurile? Acceptabile, nu? Depinde după buzunar și ce cumperi. Ați găsit ceva interesant? Nu. Ați găsit ceva interesant? Nu, eu vin aici și pierd timpul, mă întâlnesc cu prieteni, cu cum să zic eu. Cum e târgul astăzi? Mai slab, că-s căldurile astea mari. Prețurile? Prețurile sunt tot așa, nori crescut, nori scăzut. Nu prea să vinde mare lucru, numai că lumea se plimbă, unii cumpără, alții vând. Am întâlnit și o persoană care știa exact ce caută, baloți de paie. Cumpărăm baloate, doamnă, așteptăm să vii oamenii să cumpărăm baloate pentru animale. Și ați găsit? Nu vin nimeni încă. Da, aici e loc unde găsiți? Păi nu, dar strigăm, cumpărăm baloate de paie! Și dacă vine cineva pe aici, nu stăm de târg. Așadar, duminică la târg poți găsi orice, de la drujbe și piese de schimb la cărți, haine și mobilă. Vă trebuie doar răbdare multă și inspirație la negociere.
Legislativul de Alba Iulia a aprobat astăzi în ședința ordinară modificarea organigramei și a statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului. Astfel s-a înființat postul de administrator public, care va fi ocupat prin concurs la o dată ce va fi stabilit în viitorul apropiat. Consilierul Gabriel Pleșa a vrut să afle în plen de ședință data la care va intra în pâine publicul administrator. Acest post, văd că ar intra în vigoare din 16 iulie, da? Dar când, efectiv când s-ar organiza concursul și de când ar prelua atribuțiile? City managerul sau administratorul special? Primarul Mircea Hava l-a lămurit. Concursul poate să fie, poate nu o să vină nimeni la concurs, poate cei care o să vină nu o să fie selecționați. E o discuție. Deci când intră în pâine, atunci intră în pâine. Nu poți să dai o dată exactă. El acum se va publica. Deci se publică, trebuie să se publică. 5 de zile. Câte? 35 de zile. Câte zile? Nu, ne uităm în textele de lege, trebuie ținut la publicație și pe urmă se organizează concursul. Sigur, nu mai devreme de 15 august, 1 septembrie. Cred că bine ar fi să fie la sfârșitul august, dar nu cred. Administratorul public va urmări execuția bugetară și va răspunde pentru activitatea sa în fața primarului Mircea Hava. Bitdefender, liderul pieței locale de soluții antivirus, informează că astăzi, 9 iulie, mii de calculatoare ar putea rămâne fără internet ca efect al infectării cu virusul DNS Changer. Pentru a evita întreruperile, utilizatorii pot folosi aplicația gratuită DNS Changer Detector, care elimină efectele familiei de virus. După răspândirea rapidă a virusului DNS Changer folosit pentru redirecționarea traficului către site-uri alese de hackeri, operațiunea FBI de eliminare a virusului se apropie de sfârșit. Serverele folosite pentru redirecționarea corectă a traficului se închid, iar computerele infectate nu se vor mai putea conecta la internet, scrie /Gear. Pentru a putea avea acces din nou la internet, utilizatorii de PC-uri infectate sunt nevoiți să elimine virusul din sistem. Aplicația gratuită DNS Changer Detector, dezvoltată de Bitdefender, evaluează setările DNS și atenționează utilizatorul dacă sunt identificate setările false. Pentru a verifica dacă un calculator a fost infectat cu acest virus și pentru a reface sistemul, descărcați și rulați pe calculator DNS Changer Detector. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Ca Unirea să rămână în Liga a doua din România și să nu se desfințeze, este nevoie de implicarea autorităților în proiectul clubului. Aflați în stadiul discuțiilor, uniriștii speră să treacă peste această etapă și să fie sprijiniți de autorități. Este nevoie mare de bani, circa jumătate de milion de euro, bani pe care Mihai Dăscălescu vrea să-i obțină atât de la consilii cât și de la firmele private. Nimic nu ar fi mai frumos decât ca totul să revină la normalitate pe stadionul din cetate. Mulți jucători au plecat, însă antrenorul echipei, confirmat în funcție, Stelian German, a declarat că va menține echipa în Liga a doua, deoarece are un lot bun. Președintele clubului a declarat că fără ajutorul autorităților locale și județene, clubul se va desfința. În momentul de față v-am spus că sunt foarte optimist după discuțiile care le-am avut, să găsim soluții. Dacă nu vor fi soluții de finanțare, vă dați seama că echipa nu mai poate continua, se va desfința. Asta este traseul. De altfel, Unirea este o echipă în comă, dar indusă, astfel vechiul club așteaptă să-și reia poziția și să-și continue activitatea. Fotbalul nu este al consiliilor sau al conducătorilor, fotbalul este al suporterilor. Echipa de fotbal Europa Alba Iulia, recent promovată în Liga 3 de fotbal din România, a rămas fără antrenorul principal. Alin Hancă și-a refuzat propunerea de prelungire a contractului pe motiv că este prins cu foarte multe proiecte și timpul nu îl ajută să se mai ocupe de echipă. Antrenorul care a dus pe europeni în Liga 3 nu va mai sta pe banca tehnică. Totuși, Alin Hancă își va ocupa funcția de vicepreședinte al clubului, iar în caz că echipa nu-și va găsi antrenor, Blăjeanul va rămâne în continuare la echipă. În pole position pentru funcția de antrenor sunt doi jucători ai echipei. Este vorba despre Radu Andone și portarul Gabriel Rotaru. Ambii sunt cunoscători acestei funcții, antrenând în trecut la echipe precum Metalul Aiud sau FC Unirea Alba Iulia. Cel mai probabil, noul antrenor al Europei va fi numit săptămâna viitoare.
Horea Tecău și partenerul acestuia, suedezul Robert Lindstedt, au pierdut sâmbătă a treia finală consecutivă la cel mai important turneu de pe iarbă. Cei doi au reușit să ajungă în finală după un parcurs foarte bun în tururile precedente, însă nici de această dată nu au reușit să pună mâna pe râvnitul trofeu de la Wimbledon. Românul și suedezul i-au avut de înfruntat pe Jonathan Murray și Fredrik Nilsson. Perechea Tecău-Lindstedt a pierdut finala în setul decisiv după ce a câștigat primul set și setul al patrulea. Scorul a fost 6-4, 4-6, 6-7, 7-6 și 3-6. Aceasta a fost a treia finală consecutiv jucată de cei doi la Wimbledon, însă fără nicio victorie. Este singura pereche din lume care a reușit o asemenea performanță. Horia va fi portapelul României la Olimpiada de la Londra și a declarat că nu va renunța până ce nu va pune mâna pe mult disputatul trofeu de pe iarba turneului de la Wimbledon. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică meteo. Am început săptămâna cu cod galben de caniculă. Această atenționare va ieși din vigoare abia mâine, 10 iulie. Până atunci însă, valul de căldură persistă. Disconfortul termic rămâne accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge și chiar depășește pragul critic de 80 de unități. Cerul este variabil, iar fenomenele asociate instabilității atmosferice se vor semnala doar pe arii restrânse, cu precădere în această seară. Temperaturile maxime sunt cuprinse în general între 31 și 37 de grade, iar cele minime între 15 și 25 de grade, ușor mai scăzute în depresiuni. Așadar, în această seară, mercurul din termometre va coborî până la valoarea de 27 de grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 28 de grade la Sebeș, 26 de grade la Blaj și 22 de grade Celsius la Câmpeni. Odată cu lăsarea nopții, scade și regimul termic, astfel încât va oscila în jurul la 19 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 20 de grade la Sebeș, 18 grade la Blaj și 16 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Mâine vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării, local caniculară. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate și vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local în zonele de munte și pe arii restrânse în rest. Temperaturile maxime în scădere ușoară vor fi cuprinse în general între 28 și 37 de grade, iar cele minime între 13 și 24 de grade. Așadar, aproximăm valorile termice de mâine, situându-se în jurul a 34 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 33 de grade la Aiud și Blaj și 30 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Cea de-a treia zi a săptămânii ne așteaptă cu vreme în general instabilă. Vor fi înorări temporar accentuate și pe arii extinse averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, ziua mai ales în zonele de munte. Vor fi și condiții de grindină. În rest, cerul va fi variabil, iar manifestările de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse. Temperaturile maxime în scădere vor avea valori cuprinse între 25 și 35 de grade, iar cele minime se vor încadra între 13 și 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât se poate de frumoasă. La revedere!